Bună ziua și bine v-am regăsit. Sunt sigură că ne-ați urmărit și în ediția de ieri în aceeași formulă când am vorbit despre echipa PNL, echipa primarului Laurențiu Leureanu plus președintele sau viitorul președinte, spun cei de la PNL, Mucur Cosmanciuc de la Consiliul Județean Neamț. Doamna profesor, Roxana Iorga este alături de mine. Bună ziua! Bună ziua. Bine ați revenit în platoul nostru și domnul director Leonarda Chiriloai, director la Spital Municipal de Urgență Roman. Bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru prezență. Spuneam că e foarte important ca într-o campanie electorală toți candidații să vină cu proiecte realiste, adică mai puține minciuni pe care să dea bine la electorat, cu lucruri care să le vedem, să le putem măsura și poate în 4 ani să vedem dacă au fost sau nu reale. Avem astfel de proiecte la PNL? Vă întreb dumneavoastră, doamna profesor. Da. Proiectele care sunt puse deja în regulă și așteaptă ok-ul pentru finanțare sunt cele legate de, vă spuneam în ediția trecută, legate de căminul Creșa de pe Smirodava. Aproape de terminare, de sfârșit, este cel legat de Centrul Multicultural Unirea. Tot pentru tineri vor fi în următorul mandat al domnului primar Laurențiu Leureanu și modernizarea celor două stadioane din Roman. Casa chiar... Sergiu cel Bidache, știu că este pe asta. Lista asta, deja n-ar trebui să o mai menționăm, exact, este un lucru pe care... Își așteaptă bănuții. Faleza de pe râul Moldova, începând de la fosta groapă de gunoi a orașului până la podul de fier, este o altă prioritate. Am înțeles că vor fi acolo o grămadă de lucruri atractive pentru tineri, de la pista de biciclete până la chioșcurile suspendate deasupra râului. Deci vor fi lucruri foarte frumoase. 4 dintre proiectele despre care putem spune că pot pleca mai departe. Alte idei venite de la cetățenii din Roma, de la romașcanii noștri, au fost adunate, le dezbatem, adunăm și din partea de învățământ, vă spuneam. Și toate domeniile, practic, da. Exact. Începem să le croim și să facem, și decât multe și fără efect în final, mai degrabă puține cu rezultate, sper. Da. Și asta mă gândeam și eu, că de ce n-ar trebui să vină fiecare candidat cu un singur proiect? Bun, proiectul PNL-ului este Roman 2020, deci e tot un singur proiect. Da, e tot un Roman singur, 2020. Dar care înglobează câteva proiecte pe diverse teme de activitate care cuprind atât, cum spunea colega mea Roxana, zona de învățământ, zona de recreație, zona culturală, zona de agrement, zona de sănătate, zonă de infrastructură, de locuri de muncă. Uitasem chiar cel pentru prevenția copilului care săvârșește fapte penale. La liceul numărul 1, fostul liceu numărul 1, acolo s-au găsit niște locații și deja proiectul începe să se croiască și pe Uitasem, pentru că nu este încă bătut în cuie, doar venim cu propuneri, cu tot felul de idei și sperăm să iasă unul, îmi cer scuze, Leo. Nicio problemă, da. Doamnele mai în vârstă uită repede și... Da, fără probleme. Important e ca romașcanii să le țină minte. Să le țină minte, să le aprecieze sau să vină cu sugestii în momentul în care văd că acel proiect poate suferi modificări, transformări în bine sau e oportun sau nu e oportun. În principal, noi suntem legați de activitățile care le propunem. Adică dacă vorbim de activitatea de sănătate, clar, o mare parte din idei și din... modul cum se vor pune în practică acestea sunt de cei care sunt oarecum în domeniu. De asta spun că, clar, în echipa noastră am încercat ca această parte de sănătate să ocupe o cotă, o reprezentativitate destul de mare ca și abordare. Și dacă anterior vorbeam cu dumneavoastră cam ce am făcut în perioadele anterioare, în mandatele, celelalte două mandate, și ați văzut că nu au fost puține lucruri, aș vrea acum să mă refer la câteva priorități de pe agenda noastră, ceea ce intenționăm să facem în acest proiect Roman 2020, din punct de vedere al investițiilor și abordării sănătății.
Și nu știu dacă pot începe sau aș putea să le prioritizez, dar foarte mult, foarte important, o problemă care au ridicat-o Romașcanii și nu numai, e reabilitarea policlinicii. Da. E un obiectiv care destul de dificil de realizat, având în vedere că acolo își desfășoară activitatea atât parte din cei din Spitalul Roman, sunt chiriași, concesionari, alți proprietari și diverse instituții descentralizate care, cum ar fi DSP-ul, medicina legală și alte astfel de centru de transfuzie. Ei, în acest moment trebuie găsit o formulă legală de a putea investi în această clădire. Și când noi, spuneți investi, vă referiți la e vorba spital, de, la medici? Nu, e vorba acolo, de o activitate, de o investiție coordonată de către Primăria Municipiului Roman. Am avut deja o dezbatere în acest sens cu toți cei implicați, cu reprezentanții, proprietarii, cu concesionarii și inclusiv spitalul și primărie, pentru a prezenta ideea. Ideea este de reabilitare termoenergetică și izolare acestei clădiri, plus refacerea instalației de agent termic din interior și, bineînțeles, igienizare interior. Aici urmează să aibă loc un studiu de fezabilitate, care spun cei care lucrează la tehnic în primărie, va fi undeva la mijlocul lunii iunie finalizat, după care vom putea sta concret la masă și vom vedea care e valoarea investiției, care va fi modalitatea legală de distribuire acestei, a fiecarei cote părți din, de participare. Deci un obiectiv care sigur îl vom avea în vedere și va fi finalizat în această perioadă 2016-2020. Da, înțeleg că veniți și cu o completare a acestui proiect, cu acel tunel sau o pasarelă. Această idee pe care am pus-o la cale cu domnul primar a venit ca o completare a acestui proiect. Este o parte futuristă, să zicem așa, care a fost discutată, dar aici sunt anumite discuții din punct de vedere al circuitelor. Și ne-am oprit pentru a vedea, întâi să terminăm cu reabilitarea, să punem la dispoziție spații adecvate pentru activitatea medicală din policlinică, iar apoi legarea spitalului cu policlinica, vom vedea dacă e soluția aceasta care o avem în momentul de față, cu această pasarelă de legătură care să vină undeva de la terasa etajului 1 din spital și să se prelungească pe lângă clădirea de la intrare și să intre în etajul 1 din policlinică. Asta pentru a putea transfera bolnavii ușor și în policlinică și nu a avea un acces rapid, protejat și mult mai ușor. Bun, dar poate oamenii se întreabă de ce nu o faceți la sol? Adică construiți acolo o cămăruță sau, nu știu, niște geamuri așa dintr-o parte în alta și ar fi mult mai toate aspectele acestea sunt legate, strâns legate de această relaționare între secții și specialități, de circuitele funcționale și de interdependențele care sunt între diverse aparate. Trebuie să fii expus la un aparat, după aia trebuie ești dus foarte repede la alt aparat. Deci toate lucrurile astea ne dau o necesitate. În funcție de toate aceste aspecte, circuite, necesități, vom vedea care e abordarea la această legătură între spital și policlinică. Probabil. Dar prioritar este reabilitarea policlinicii cu izolarea, hidroizolație, pentru a da confort termic, pentru a putea reduce cheltuielile de consum la utilități și nu în ultimul rând și pentru aspect, că iar această primă investiție va include și un lift care va putea face transferul de la etajele inferioare către cele superioare și a putea transporta și un bolnav cu targă sau un pacient care nu poate fi deplasat, vă dați seama, n-are cum să urce pe scări sau o persoană cu invaliditate. Și atunci această primă etapă de reabilitare, modernizare va fi și va include și un lift. Secția de paliație, că tot da, s-a vorbit. Sigur, deja sunt demersurile în acest sens.
să zicem că am pregătit terenul, dacă pot spune așa, prin mutarea farmaciei din policlinică, din zona parter policlinică, în vechea farmacie a spitalului. Am văzut și cum arată așa, cei care ne urmăresc. Ați văzut că e o locație nouă, reabilitată, modernizată, după toate normele în vigoare. Dispune de umidificatoare, de reglare de temperatură, spații de supravegheate, uși antifoc, sisteme de protecție, tot, alarmă, exact circuitele conform standardelor actuale. Și iată, continuarea acestor modernizări va fi clar și într-o etapă ulterioară cu finalizarea secțiilor care ne-au mai rămas. Revenind la secția de paliație, care intenționăm să o dezvoltăm în acel spațiu rămas liber de în mutarea farmaciei, este un demers care și-a urmat câțiva pași, adică avem deja aprobările în forurile noastre la nivelul conducerii spitalului, s-au făcut modificările privind structura de paturi cu aprobările transferului de paturi de pe ce secții și câte paturi vor fi luate, pentru că trebuie să știți un lucru, o secție nouă nu implică o suplimentare a numărului de paturi. Numărul de paturi este clar stabilit de către Ministerul Sănătății în fiecare an. Spitalul nostru are un anumit număr de paturi. În această structură, noi ne distribuim paturile funcție de necesități. Deci această creare de unei noi secții înseamnă redistribuire de paturi pe alte secții care în momentul de față ori nu au adresabilitate foarte mare, ori au prea multe paturi față de patologie. Și atunci, observând impactul din ultima perioadă și faptul că secția de oncologie este foarte mult, foarte asaltată, solicitată, mulți pacienți în faze terminale, ceea ce înseamnă paliație, am considerat că venim în sprijinul pacienților din zonă cu înființarea acestei secții. E un demers care în final trebuie să obțină avizul Ministerului, aici e un pic de lucru, trebuie să pregătiți niște documentații speciale pentru avizare, trebuie întocmită toată structura și găsită soluția pentru personalul de specialitate care urmează să lucreze în această secție, sunt medici specialiști în această specialitate și, dar din câte știu eu, cei din care administrează această parte medicală deja au făcut aceste calcule și au făcut proiecția personalului pentru perioada când acesta va fi necesar. Așteptăm să finalizăm demersurile. Iată un alt obiectiv, spunem noi, important și binevenit, o nouă secție de paliație. Aș mai spune că mai avem în atenție un proiect, zicem noi, ambițios, care ar fi încununat de o construcție a unui spațiu nou. E vorba de un proiect care îl dezvoltăm împreună cu Primăria Municipiului Roman și care se pare că va fi, pentru care finanțarea va fi deschisă undeva în toamnă. E vorba de reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatorului de specialitate integrată al spitalului. Așa cum știți, în prima fază, un pacient cu un bilet de trimitere pentru o afecțiune se adresează unui cabinet de specialitate din Spitalul Roman. Vine la parterul spitalului unde toate secțiile au acele cabinete de specialitate. El vine, dacă are o mână ruptă sau o problemă, merge la ortopedie. Dacă are o problemă de medicină internă, merge la medicină internă. Ei, această zonă urmează să fie extinsă, modernizată, dotată și în capătul unei secții a radiologiei va fi un transfer spre curtea interioară, va fi un bloc de investigații imagistice și de înaltă performanță. Asta va fi, să zicem așa, partea cea mai complexă, cea mai importantă ca și investiție și ca și adresabilitate, unde va reuși să închidă un circuit atât din partea de ambulator, care va fi acces direct în acest centru. Cei din UPU vor veni la fel cu transfer direct și vor intra printr-o zonă de acces în acest spațiu, iar de pe spital la fel vor intra și astfel toate secțiile vor putea accesa acest spațiu dotat cu aparat de rezonanță magnetică, computer tomograf, aparate de radiologie, ecografie și toate aparatele acestea de înaltă performanță și investigații pentru pacienții noștri. Zicem că e un proiect ambițios, sperăm ca
să reușim să-l punem în practică. Ne-am dorit foarte mult, nu numai pentru spital, dar vă spun pentru pacienții care se adresează, pentru a crea fluxuri și dotare necesară. Eu zic că e un proiect foarte important pentru noi. Dacă îl construim așa cum trebuie, sperăm să aibă și sorți de izbândă. În ultima rectificare de buget au fost prinși bani pentru studiul de fezabilitate, tocmai pentru a demara acest lucru. Urmează să facă toate procedurile legale, după care proiectul, faza de proiectare propriu-zisă. Bun, dacă trecem de la sănătate la partea de relaxare, spuneați că este foarte important că se vor reface, se va continua de fapt refacerea terenurilor de sport. Noua generație, tânăra generație are nevoie de mișcare, nu putem să stăm numai în fața calculatorului, deși noi invităm pe cei care ne urmăresc să stea alături de programele Roman 24. Este, citisem la un contracandidat faptul că da, bun, există un ștrand în Roman, dar nu aveau nevoie oamenii de ștrand, aveau nevoie de șosele mai bune sau aveau nevoie de băncuțe în fața blocului sau alte lucruri. Cum vede ștrandul? Că până la urmă datele arată că vreo 8 miliarde de lei vechi s-au încasat anul trecut numai din activitățile de acolo. Bine, nici nu era de fapt finalizat în totalitate decât partea de bazin. Acum înțeleg că va urma inaugurarea întregului proiect. Dacă întrebați tinerii din Roman ce așteaptă, în primul rând vacanța și odată cu ea deschiderea ștrandului sau inaugurarea anul trecut. Nu doar acolo va fi loc pentru petrecut timpul liber. Vă spuneam un alt proiect pe care îl au în vedere cei din echipa liberală din care fac parte, este cel legat de parcul Zăvoi. Unde e o tiroliană, parcă exact, ține aminte, în zona ANL. Va fi un parc cam cum este cel de la Măgura din Bacău. La fel, o altă atracție pentru copii. Sperăm noi să fie gata în vacanța mare să-l poată folosi tinerii din Roman. Nu doar acel centru, vă spuneam chiar și de faleza de pe Rău, da? Nu va fi anul acesta, dar în viitorul, în anul. Bine, nimic probabil nu se poate construi într-o lună, ar fi mult, exact, ar fi nu foarte cred, ușor. Am fi răi, să spunem, răuvoitori, să spunem că în Roma la ora actuală nu ai unde să te duci cu copilul. Că încă nu s-a făcut într-adevăr un parculeț doar pentru copii cu dizabilități. Se va face așa cum s-au făcut cele care le-ați văzut cât de bine au ieșit. Nu va fi o problemă ca virgulă, cât să de fie, curând da, să se facă și acel parculeț. Toate aceste idei, informații, cererea ale romașcanilor sunt contorizate undeva, iar domnul primar va ține cont de toate aceste lucruri. Nu doar dumnealui, ci și noi venim cu aportul nostru, cu informațiile pe care le avem de la cetățenii Romanului. Da, pe lista de priorități, pe agenda Romașcanului, care sunt cele mai multe solicitări? Pentru ce? Din ce ați stat de vorbă cu acești? Romașcanii au priorități, au probleme, multe din ele au fost abordate, dar am observat că ar avea nevoie de siguranță, da, de drumuri bune, de zone de recreere și, nu în ultimul rând, de un mediu, am observat în ultimul timp, de relaxare în zona culturală, adică dorește să poată să vadă un spectacol în condiții bune, să poată vedea o piesă de teatru, să vină un concert la noi, să poată prezenta un concert de cameră sau un concert mai mare. Iată că asta, exact cum vă mai spuneam, deja romașcanul merge pe o stradă
bună, are un trotar frumos, are un spațiu verde amenajat, are un loc de joacă pentru copil, are un loc de agrement, are și alte lucruri și sigur își dorește ceva mai mult. Și este normal să fie așa, că toți știm acasă, domnule, dacă mi-am terminat de, am terminat banii, mi-am mâncat și după aia am mâncat, pot să-mi cumpăr o haină, dacă nu, prima dată mănânc și după aia. Deci credem noi că lucrurile acestea care noi le avem în vedere, atât și locurile de muncă, sunt și acestea o problemă, dar nu mai e o problemă atât de îngrijorătoare ca atunci când, știți, nu găseai un loc de muncă. Faptul că în perioada 2004, în perioada 2012-2016 s-au înființat aproape 2000 de locuri de muncă, ceea ce nu s-a mai întâmplat vreodată în această zonă și nu știu alte locuri, locații sau orașe în care ar fi fost atât de multe locuri noi create. Iată că este în continuare o prioritate pentru noi și crearea de, cel puțin așa am sperat noi, dacă reușim să dublăm aceste locuri de muncă, dacă am mai reușit în următorul mandat să mai creăm circa 2000 de locuri de muncă, considerăm că din acest punct de vedere am reușit să realizăm sau să eliminăm această problemă complet de pe agenda romașcanilor. Credem că ceea ce, cu ce venim în fața cetățenilor, faptul că propunem o echipă serioasă, o echipă care are soluții, o echipă care a demonstrat că poate face aceste lucruri, tocmai propunem această continuitate, propunem ca romașcanii să aprecieze ceea ce am făcut, să aibă încredere în ceea ce vom face, să vadă în domnul primar Laurențiu Leureanu și în echipa lui, echipa care îi poate rezolva aproape toate problemele. Așa era în primul mandat. Și de ce nu? Ai o problemă, sună-l pe Laurențiu Leureanu, nu? Sigur că da. Acum lumea s-a obișnuit că ori îl abordează direct pe stradă, ori vine la cabinet, și noi pe stradă de fiecare dată când ne întâlnim cu oamenii, încercăm să fim cât mai aproape de ei și să le arătăm că, de fapt, suntem aici pentru a găsi cele mai bune soluții, de a veni cu idei, de a le implementa și de a crea un confort, de a fi mândri că suntem romașcani, exact cum spuneam mereu, și sperăm că ceea ce le prezentăm în această campanie scurtă, cum ați spus dumneavoastră, dar vrem să fie concretă și constructivă, să-i convingă să fie alături de noi, să reușim să-i dăm romanului continuitate, o echipă majoritară alături de domnul primar. Și așa cum am constatat în 2008 că oamenii romașcanii își doresc altfel de politică, s-au săturat de genul de politică cu gâlceavă sau cu vorbe aruncate sau cu o anumită abordare. Noi încercăm să ne înscriem pe acest culoar, așa cum i-am obișnuit, să fim serioși, să fim constructivi și să construim, nu să dărâmăm. Da, e foarte importantă și lista pentru Consiliul Județean, de altfel. Nu este suficient ca echipa liberală să câștige primăria Romana, ar trebui să mergeți în tandem sau asta este planul pe care l-am auzit la lansarea candidaților? Da, eu sper că romașcanii înțeleg că următorul mandat al domnului primar își poate atinge obiectivele în mandatul respectiv își poate atinge obiectivele doar dacă echipa locală va face echipă cu cea de la județ, iar domnul primar va putea crea legătura mult mai ușor cu județul atâta timp cât acolo este aceeași culoare politică. Da, ce le spuneți romașcanilor care spun că deputatul Mugur Cosmanciu, candidatul dumneavoastră pentru funcția de președinte la Consiliul Județean, e din Iași? Mulți oameni au spus lucrul acesta. Eu cred că acest pact de care vorbeam mai devreme, la care a participat primarul municipiului Roman, care are un grad atât de încredere și simpatie în rândul romașcanilor. Știu că noi nu mergem cu echipă decât la izbândă, nu facem parteneriate decât în interesul romașcanilor. Acest pact și ideile cu care vine domnul Cosmanciuc la președinția Consiliului Județean sunt aceea de a scoate județul dintr-un așa zis cont de umbră, de a-l așeza pe o
hartă importantă a țării și de a crea premizele unei dezvoltări durabile și sperăm să reușească acest lucru atât în județul Neamț cât și la nivel național. Eu personal am încredere în această viziune pe care o are dumnealui și în proiectul pe care îl propune județului Neamț și de aceea dacă romașcanii au încredere în primarul Laurențiu Reoreanu, în ceea ce am făcut noi până acum în municipiul Roma, să știe că merită să fie alături de noi și de echipa liberală atât la nivel local cât și la nivel județean. Am înțeles. Mai sunt vreo două săptămâni până vor fi și alegerile. Credeți că va fi o campanie electorală curată? Cum a simțit până acum ceea ce ați primit din partea adversarilor politici, deși am să pun chiar ghilimele la adversitate. Noi încercăm să ne vedem de treburile noastre, să ne intereseze mai puțin ceea ce fac ceilalți candidați, bine, în anumite limite, dar cred că nu-și mai permite nimeni acum aroganța de a se înscrie într-o campanie mai nepotrivită, să-i spun așa. Eu cred că ceea ce noi am propus ca atitudine, adică construcție, eleganță, o atitudine pro-romașcan este ceea ce trebuie să fie și de ceea ce credem noi că merită romașcanii, nu au nevoie de alt tip de politică. Un slogan pe care noi îl foloseam, trăiește într-un oraș de poveste, cu romașcani cu suflet. Nu mi-aș dori să trăiesc cele două săptămâni într-o comedie. Un tragic, o comedie, depinde. Cu toate că când privesc seara târziu câteva comentarii pe aici, pe acolo, pe Facebook, îmi vine la un moment dat așa să urlu, dar trecem mai departe, noi știm ce avem de făcut, mergem mai departe. Vă spun sincer, nici la ședințele de partid, de exemplu, noi nu vorbim absolut nimic ce ține de alt partid. Ne vedem de treabă, ne așezăm la masă, vedem ce mai este de făcut, punem cap la cap lucrurile, ieșim, mergem, vorbim cu romașcanii din fiecare zonă. Această chestiune probabil că nu mai aduce atmosfera negativă, știi, care îți dă senzația aia că... Da, trăiți practic, trăiți sintagma folosită de domnul primar, Marea Familie Romașcană, adică o trăiți? Da, eu mă trăim și am contribuit la crearea. La crearea ei. Da. Bun, spuneam că o campanie electorală frumoasă ar trebui să fie bazată pe proiecte și mai puțin pe cuvinte. Ce urmează pentru perioada următoare, trecând peste faptul că suntem în zilele municipiului Roman, ca și activități, le mai pregătiți? Surpriza noi a fost la lansare. Suntem prinși cu toții, noi mai puțin, dar la funcție de activități participăm și noi la zilele municipalității. La spital suntem prinși cu zilele Spitalului Municipal de Urgență, unde avem o participare importantă. Cei din mass media vor fi și prezenți la această primă ediție. Avem mulți invitați, mulți participanți, sperăm noi subiecte interesante din viața medicală care să dea un nou suflu activității medicale din zona Roman și să facă cunoscut spitalul, să facă cunoscută echipa de la Roman, o echipă cu care noi ne mândrim și sperăm noi că vom reuși să facem lucruri mai bune și de ce nu, cu sprijinul romașcanilor, să fim unul din spitalele de elită și chiar din țară. O curiozitate am legată de fostul sediu al secției de boli infecțioase, cea de pe Roman Mușa dinspre sala polivalentă, se vorbea atunci la un moment dat de... Noi am renunțat la acel spațiu, l-am predat primăriei, proprietarul este primăria municipiului Roman, urmează ca funcție de sumele alocate să poată interveni și să modernizeze acea locație. Se pare că vor face un fel de motel pentru zona de sport din acea parte, e clubul sportiv, e sala polivalentă și atunci foarte mulți din cei care participă la competiții sportive au nevoie de un astfel de loc în care să beneficieze de cazare foarte aproape și atunci se pare că
e o prioritate aceasta de a-i da această destinație, dar în ultima perioadă n-am mai discutat foarte clar, dar am înțeles. Mai am încă una, ambulanța, o vedem? Ambulanța smurte din nou la Roma? Ambulanța smurte, am primit o hârtie de la prefectură care ne spune că se va reînființa serviciul TIM în zona Roman în coordonarea UPU Piatra Neamț. Era acea hârtie începând cu data de 1 mai, dar nu s-a reușit a se face toate demersurile. Noi în acest moment suntem oarecum parteneri, dar nu mai intervenim, nu mai putem interveni legal pentru a susține. Am încercat, am tot dat telefoane, dar deocamdată ni s-a spus că nu suntem noi cei care trebuie să mai facem. E UPU Piatra Neamț, aprobare de la linie de gardă suplimentară pentru UPU Piatra Neamț, dar de fapt vor fi aceiași oameni de la Roman care vor fi preluați de UPU Piatra Neamț. Eu v-am spus și repet și atunci am zis, eu aș fi văzut altfel soluția mai rapidă și o soluție care ar fi nu neapărat avantajat unitatea noastră sanitară, dar CPU Roman, așa cum l-au văzut și specialiștii, cei care au venit în inspecție, au verificat spații, au verificat dotare, au verificat medici și angajații de aici cu specialitățile și competențele, suntem la fel ca un UPU. Deci dacă puneau o virgulă într-o lege și spunea că acea mașină poate ființa și în centrele de primire urgență, prin spitalele municipale de urgență, care îndeplinesc criteriile. Criteriile sunt importante și nu denumirea, de fapt. Criteriile sunt importante, iar pentru noi viața oamenilor este importantă. Dar se pare că, de multe ori, pentru a elimina discuții ulterioare, că știți cum e, cine s-a frit cu ciorbă, suflă și în iaurt, cei din anumite sfere de avizare. Care nu și-au răspundere, o să zic eu pe asta. Nu știu ce să vă spun, dar noi să știți că ne zbatem în continuare pentru tot ceea ce înseamnă nu numai sănătate, dar toate aspectele care privesc implicarea în viața romanului, că e de natură culturală sau de sănătate, de investițional, e o prioritate pentru noi și echipa noastră nu va sta niciodată deoparte așa cum am obișnuit și mereu ne vom zbate pentru realizarea obiectivelor propuse. Mulțumim foarte frumos pentru informațiile și opiniile oferite. Votați? Spunem, votăm? Sigur, cred că nu neapărat romașcanii, așa cum am încredere că înțeleg și apreciază echipele care vin și construiesc și știind că facem parte din echipa Partidului Național Liberal, din echipa domnului primar Laurențiu Reoreanu și a domnului Cosman Ciuc, vor fi alături de noi și ne vor susține pe 5 iunie. Și eu zic să votați așa cum vă dictează conștiința. Rămâneți în continuare cu programele Roman 24.